În fiecare zi, viața ta este controlată de cineva sau de ceva. Viața ta poate să fie controlată de orgoliul personal sau poate să fie controlată de o persoană căreia caut să îi fi pe plac. Poate să fie controlată de circumstanțe Poate să fie controlată de frică, poate să fie controlată de, de frustrare, poate să fie controlată de resentimente, poate să fie controlată chiar de o substanță. Atunci, oare cum rămânem cu adevărata libertate? Noi toți ne dorim să fim liberi. Adevărul este că adevărata libertate este. Capacitatea noastră de a alege cine sau ce să ne controleze, controleze viața. Suntem liberi cu adevărat când alegem noi cine să ne controleze viața. Și suntem liberi cu adevărat atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu în controlul vieții noastre. Apostolul Pavel, în epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 6, spune: Să nu mai lăsați ca păcatul să domnească peste trupul vostru muritor. Asta înseamnă să nu mai lăsăm păcatul să ne controleze viața. Păcat însemnând tot ceea ce este împotriva voii lui Dumnezeu. La urma urmei, viața noastră poate să fie controlată de păcat sau poate să fie controlată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întrebarea este cum să îl punem pe Dumnezeu în controlul vieții noastre. Sunt mai multe lucruri importante aici. Pe de o parte, este foarte important să recunoaștem că am avut momente în care am căutat să fim propriul nostru Dumnezeu. Am spus noi să fim în controlul vieții noastre. Și atunci am greșit. Trebuie să ne smerim înaintea Domnului și să cerem ca prin Duhul Sfânt El să ne controleze viața. Trebuie în același timp să ne consultăm cu oameni duhovnicești a căror viață este controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și efectiv trebuie să facem o declarație, un legământ între noi și Dumnezeu, spunându-i, Doamne, vreau ca tu să fii în controlul vieții mele. Să îmi controlezi viața prin cuvântul tău cel scris, prin Duhul tău cel Sfânt care lucrează în fiecare zi, prin modul în care. Tu știi să faci lucrul acesta. Dragul meu, este o iluzie să crezi că poți fi liber în adevăratul sens al cuvântului. Viața ta va fi controlată fie de Dumnezeu și atunci ești într-o direcție bună, fie de păcat și de lumea aceasta și atunci ești într-o direcție total greșită. Întronează-l pe Dumnezeu la controlul, la, la pupitul de comandă a vieții tale. Și viața ta va fi cu adevărat binecuvântată.